Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața la prieteni! Hai să vedem! Patroană! Patroană! Mamă! Patroană! Cum s-a dus partea la Dan? Uite, o vedeți aici cum filmează. Vedeți, aici am găsit-o pe patronca. Mă așteaptă aici la dimineață. E mâncare. Patroană! Unde-o fi patroana, Doamne? Nu mai are nimic aici. Nu? Ioane! Ioane! Ioane Diloaica! A, nu ești tu Ion Diloaica? Am lăsat vasele unde am mâncat aici, vai de capul. Am crezut că ești Ion Diloaica. Da, nu mai pot, uite, de dimineață fusei, făcui clipul. Făcui golul la colț cu țela, cu zâna, a venit Mărin, ne-a dus carne acolo într-o caserolă. Care Mărin? Scoasă carne friptă. Cine? Mi-a dat 500 de mii împrumut, am cerut. Cine? Baronul ăla. Ah. Mă patroană. Da. Și ce faci acolo? Ce faci acolo? Ce faci acolo? Uite, faci acolo, aici, la ceaun? Adună gunoaiele, că mâine... Uite, patroană, aici, la ceaun? Lasă-mă la ceaun să mai fac mâncare. Ce ai făcut aseară? De ce ai mâncat prăjiturile? Când a venit să cer și eu prăjiturile care a adus Lucii, mi-a dat carnea și ai mâncat prăjiturile până nu mai gânfuiai. Lasă. Și ai beut și o jumătate de til de cola. Lasă, patronă, că nu mâncai tu prăjituri. Gata, sunt la regim. Ce regim? Că te-am văzut pe TikTok. Ai muia de gând, nu puteai să mai vorbești și ai mâncat toate prăjiturile. Și eu îndițam noduri că nu mi-ai dat și mie una. Și vorbeai cu televizor ăla, ce televizor, îi dau bloc de acum. Numai porcării, mamă, tu nu știi că eu te urmăresc. Păi nu dormeai patroană la 1 noapte, la 2? Nu dormeam, te urmăresc pe tine. Mamă, patroană. Hai stai acolo că vin acum să pun. Păi unde te duci? Uite, n-am cu cine ridică coarele. Uite ce-a făcut răcânii că te iară iar gunoaiele. Nu face de muncă câinii. Hai, patroană. Stai acolo, stai acolo. Hai să stăm de vorbă. Stai acolo. Nu vrei să stăm puțin de vorbă aici? Afară. Aici. La soare mele. Aici. Hai la soare. Nu vrei să stăm aici la masă? Nu. Păi era mai bine aici, fac. Hai la soare. E cam frig aici. Hai că e frig aici, că e căldură afară. Unde patroana ta? Acolo la vasele, la bucătărie. Să mă iartă Dumnezeu că astăzi nu e să fac nimic, ai duminică. Vedeți, mă, prieteni. Da. Ce muncește patroana. Aia vasele, uite ce face câinii că... facem mătura în fața căsii, că era cu noi. Să scoară ursul să le ridice. Mă, patroancă. Auzi. Da. E cam frig. Nu mai pot. De ce n-ai luat talatul? Ia spune de ce. E cam frig aici. Păi frig, e iarna. Ai bine, iarna patroancă. Unde e? Alex! Unde? Băi, Alex! Unde e Alex? Trebuie să-ți vină ursul să ridică oarele, că-i soare să se uscă. Păi s-a trezit ursul? Hai, nu o să treză. Uite ce-mi face câinii, eu mă turăi în fata căsii, adunai gunoaiele. Și uite ce câini. Bă, patroană, am o problemă, patroană. Ce, tu unde stai acolo, te gândești toată noaptea, ba să te cerți, ba la femei, ba la aia. Nu, mai stai așa puțin, ca să vezi. Unde e beleaua, scandalul, hop și eu. Ai înțeles? Că n-ai ce faci. Nu vezi, că mă bag numai în scandalul. Eu muncesc până mi-a să suflet, nu știm cum să odin, că muncesc. Da. Deci, patroană, nu știu cum să faci, dar tu trebuie să paci beleaua asta. Trebuie să rezolvi o problemă. Că am făcut o problemă de oaie. Ce ai făcut?
Adică, o știi pe fata aia, pe Adelina? Da. Adelina aia a vorbit de mine urât. Ce cu fata? Te cer și voi acum. Păi zis că o aduci și încoace. V-am zis că o aduc, patronă, dar nu mai pot acum. Deci? S-o aduc. Acum face figuri. Acum Adelina face figuri. Deci? Nu știu de ce, patroana, auzi ce zice. Eu am zis cu Adelina că am stat eu și m-am gândit. Am zis că e fată frumoasă, că e... M-am atașat așa de ea, patroana. Și acum, eu am pus aseară un video cu ea. Că eu am zis, eu m-am luat după tine să mă duc la Adelina, să cuceresc, să-ți o aduc aici, de noră. Eu am vrut să-ți o aduc de noră aici. Ce vide, vorbi prost. Au, Doamne! Nu un video, mamă, cu prostii. Un video unde sunt eu cu ea la lăutar, la restaurant. Da? Da. Și ei nu i-a convenit că am pus video ăla, că ei i-a fost că o vede lumea. Păi vezi, patroane, ea să face de râs cu noi? Nu i-a convenit, ea să face acum că nu mai mă cunoaște. Și a pus o postare, a pus ceva de genul că ea vrea 100.000 de euro, mă dă în judecată de ce a pus video ăla cu ea. Ce face patroana? Dacă o fi judecată ceva, dar nu știu dacă țigănească, o fi judecată românească. Trebuie să rezolv problema cu ea, cu bani. Trebuie să vorbesc, când mă duc în București cu ea. Să vorbesc când cu ea? Mă duc la Melodie, o chem acolo. Vă o veni dacă o chem acolo? Vine, cum să nu, cu mine vine, vrea să mă vadă să vorbească cu mine. Pe cine? Da. Bă, patroană, eu cred că nu patroană, crezi că ne vede femeia, te vede țigancă, tu vine să vorbească cu ce? Și ce, că țigancă ce e? Am trimis-o în costum. Cum e, țigancă? O fi de țigancă, să văd de româncă, ori e țigancă. A, o fi țigancă unde, dacă tu i-ai trimis un costum țigănesc, bravo, bine, uite, mi-ai adus aminte ca să spun la lume că i-ai trimis un costum de țigancă, eu uitasem. Să vedem, e țigancă, o româncă. Cred că e țigancă și eu. Și eu cred că e țigancă, patronă. Patronă, și problema trebuie să o rezolvi tu. Trebuie să o vorbești cu mai mari de la București, că recunoști și tu lumea acolo. Da, patronă? Lasă-mă că nu mai pot de patronă, mine. Dar tu pe cine mai cunoști la București? Că pe cine cunoșteai tu, nu mai trăiești. E, nu mai trăiesc. Ai tăi trăiesc? Și ai nu mai păi da, dar pe Fane Spoitoru nu mai e, s-a dus. Că pe el îl cunoșteai. Pe Aurel Caran. Oh, Cristofor trăia. Da. Dumnezeu să-l ierte și pe Cristofor. Nu mai trăiește. Ai dreptate, Aurel Caran trăiește. Da, trăiește Aurel. Și vrei să-i pui pe ei să-ți rezolve problema cu judecata acum. George, cum îi zice pe Gheorghe? Care George? George, cum îi mai zice? Nu știu care. Care a venit acasă cu pălăria mare. Când a venit? Doamne... Cristofor, Cristofor. Mă, da. Ăla de-a venit la Olga. Da, a murit Cristofor. Mă, nu, ăla George. Uite, bă, de joacă TikTok ăla. Bravo, băi, prieteni! Ăla George Pian! George Pian! Așa, ăla face judecat. Ar trebui să-l sun pe George Pian. Nu am numărul lui. Da, chiar că e firul nostru, George Pian. Și pe poet, uite-ți că dură ochelarii. Pe poet Șucaru? Da. Mamă, băi, patroane. N-am eu prieteni. Am prieteni de vă fac mirge pe păi, tot. Patroane, nu trebuie prieteni, trebuie să fie oameni să facă judecata. Face judecata. Dar dacă trebuie să plătim ceva... Plătim și gata. Păi trebuie cine fata 100.000 de euro. Eu vreau să iau de noră, las 100.000 de bani. Că da? Nu vrea fata bar de la tine, eu vreau să iau de noră, că-i fată, cum se cade, e cistită, e femeia, e deșteaptă. Se ținea să mănânc rigi mai rău ca Dana. Păi da. Avea grijă de tine, te-a dus la doctorul de inimă. Da, cum, patru. Nu mai e bună Adelina acum. Te-a dus la doctorul de inimă. Ba da, patroane. Are permis, ne plimbă cu mașina. Serios? Da.
Și e și frumoasă, patroană. Păi da, ți-ai luat una bătrână, asta e tânără. Patroană, e frumoasă, e elegantă, ai văzut cum se îmbracă, cum știe să se îmbrace, să ale. Eu iau și îmi fac zuva cu ea acolo la București. Dar patroana asta e mai frumoasă ca Dana. Mă, o iau pe Adelina și o ducem la Giurgiu, acolo la Mariu, să fac zuva. La bravo, pește. Bravo, bravo. Dar patroană, ai văzut că mai frumoasă ca Dana. Păi fata e tânără, e bătrână. Ai dreptate, dar are vreo 60 și ea, Adelina, are 35. Păi da. Ha? Da. Păi bă, patronă, și ce zici acum, că am făcut scandalul cu fata? Lasă-mă că o sun eu. O sun tu și rezolvi tu problema? Că rezolv eu problema. Cu George Pian, cu Poieșucar, cu toți ăia facem. Ar trebui să-l sun pe George înainte. Să-l las sun, să văd. Sau lasă-mi când mergi la București. Păi dar n-am numărul lui George, să vedem e acasă. Dar pe bune, să... păi e pe acasă, că-l văd toată noaptea pe TikTok. Ei, am vorbit eu cu el acum două zile, a zis să-l sun când ajung la București. Dar bine, nu i-am zis că pentru judecata asta. Să-l ajung că George e firul nostru, o patroan. Să-l sunăm. Ce? Să-l sunăm când ajungem în București. Lasă-l, dar pe Poieșul Caru n-am numărul lui, trebuie să-l sun tu. Pe poetul Șucaru. Păi tot așa pe TikTok să învățăm. Păi poetul Șucaru ne-a zis că rezolvă problema și cu Olga, face judecata și cu Olga. Da, să luăm de la Bogdan de acolo. Păi să luăm de la Bogdan. Ce să luăm de la Bogdan? Galbe. Să ducem acasă, ce care n-are nimic. Bogdan e sărat. Cum n-are, mă, patronă, tu crezi că țiganii n-au? Mă, păi patronă. Păi țava aia trebuie trasă, să punem coarele pe ea. Cu cine o trag și țava? Cu Bogdan. Vai de noi, bă. Pe care l-a luat pe Bogdan de la Ploiești? Mă lasă, mă, Bogdan de la Caraula. De unde e? De la Caraula. Deci Bogdan de la Caraula e bărbatul lui Orga, prietene. Eu mă trebuie să trag țava aia singură. Care țava? Uite țava aia să pun coarele pe ea. Hai să vedem. Deci spune... Crezi că cu tine cadem... Bun, transmitere. Transmitere la judecător, la țigani, că mergem la București și păi, să vină și Adelina. Băi, poet Șucaru, George Pian, vin să fac judecată la București. Nu doar George Pian, George Pian. George Pian. Vin să fac judecată la București, da. Dar transmite și lui Adelina, să vină și maică sa. Da, să vină și a bătrână, că dacă îmi fac zuă, aia am pe a bătrână. Păi nu vin oamenii cu noi, cred că să ducă ea. Hai, mamă, că nu să țin oamenii măreți. Patroană, nu vin oamenii cu țiganii. Ei, să vină să facem judecata. Să vină să păi facem. Păi da, dar problema și care e? Păi rost de 100 de galben, că trebuie să mergem cu banii la noi. Aia-i treaba. Păi cum? Aia-i treaba. Tu vrei să scoți ceva, că am auzit că... Aseară pe TikTok eu te-am urmărit tot ce spune porcările la televiză, om ca lumea și ia-ți atâta porcării din cura lui. Putem să luăm și pe televizor. Nu iau pe ăla care zice porcările. La judecată. Și... Hai mă, patrona, că e prietenul meu ăla acum. Mă, mamă, îți vezi de treabă, că am văzut că vrei să te duci în Iercuță, e cu trei fete. Uite unde ai văzut. Mă, prieten, de unde am văzut? Păi de unde ai văzut? Ai urmărit? M-am urmărit tot timp, te urmăresc seara cu cine vorbești și ce faci. Hai mă, patroană, că n-am cerut galbenii pentru aia. Da. Galbenii pentru Adelina, că Adelina merită, chiar e frumoasă, e... Ai beu pastilele. N-am beu pastilele, patroană. Le-am beu pe ale mele, hai nu tu să mănânci ca să bei. Hai ca să luăm țava aia, care țava? Păi ce aia, dar nu poți tu hai, cu tine. Hai, o iei tu? Hai. Cu ursul ăia. Ia-o singur, hai. O ia cu ursul. Ce? Stai că poate un pic să pun și eu pe ale mici ăștia. Uite, iar în fărâmară câinii cu noi. Patroană, vrei uite să... Uite ce-am pus să ursul în mirocul, cărți da. În noapte. Becu, uite becu. Păi ce a făcut în mijlocul cășează noapte? Nu știu. Patroană, dar așa vrei să vină Adelina pe aici să muncești? Nu sunt pe femeia la muncă. Nu, serios. Uite, uite cum trage ea de țava asta, mă, prieteni. Păza, păza, păza să mă bag aici, ca să pot o împing. Păza că dai cu mine. Și eu. Și eu. Au! Păza că tu cari. Păi eu chiar nu pot, mă, prieteni. Păza, păza cu ea pe tine. Păza. Păi nu da cu ea pe mine, mă, patroană. Băi, patroană, ce faci cu ea?
Hai, lasă-o, patronă, că vine ursul, lasă-o. Patronă, lasă-o că e grea. Sau cheamă pe Anca. Păi dacă cade pe tine. Cheamă pe Anca să te ajute. Patronă, a? Cheamă pe Anca să te ajute. Lasă că vine ursul, că nu pot. De ce nu chem pe Anca să te ajute? Nu poate să nu, trebuie să rădie. Vino cu asta, dau pastilele să le bei și să mănânci. Ce să mănânc? Cu mâncarea care mi-ai dat-o mie seara. Și am mâncat tu prăjiturile. Să vezi ce ți-a dus soțul. Haide să vedem, mâncăm, mă, prietene. Ce zice patroa? Trebuie bine că am căzută. Cred că trebuie în fraier. Ia arată-mă acolo în fraier, să văd ce e. Au. Uite ce ai lăsat aseară, că ai mâncat... Uită-te, mănânc beciu ca să nu mai mănânci tu. Vezi? Dar vezi ce era să mănânc și eu, beciu era să mănânc. Măi, patroane, ia da. Pui pe gătar. Pun-o aici în fraier. Nu, patroane, nu, patroane. Nu pune nimic, eu nu mănânc. De ce? Sunt la regim. Nu, beai pastilele. Beau pastilele, dar nu pot să mănânc. Adă pastilele aici. Du-te ele. Mănânc? Mănânc un pic. Mănânc o bucățică. Ia tăi puțin în beciul ăla. Nu mă arăt cuțitul de aia de sus, prieteni. Atât, patronă, trei înghițituri, gata. Gata. Nu-i voie să mănânci. Ia vedeți-mă, prieten, mănânc așa o pastile alea. Pune un cotoie de ăsta să-mi dădat. Nu mănânc. Nu. Alea e bună. Nu mănânc. Ca să bei pastilele. Nu trebuie să le bea pe inima goală, lasă-le, ce zic eu. Păi uite, mănânc acum ca să iau. Cuțitul mai sus, dacă se poate. Îți pun bulion de ăsta. Hai pune dacă nu mai pune nimic. Atât. Dar e de hârtie aici. Nu mai e hârtie, a? Patru? Da. Ce? Tu dai drumul la airfryer de pe de pe scaun. L-am povestit la bunica Dâna, la femeia, a zis că vine să vadă fraierul. Ce a zis? A zis că când ai face sâdiu, să tem și pe ea că-ți face pogăci de aia. A, da, să facă în clip. În clip să facă. Da. Pe bune face în clip, merge. Cu baba Dâna să facă pogăci. Ce trebuie la pogăcile alea? Făină? Făină, să-i pun de făină și șoncă de aia pecioasă. De unde luăm șoncă de aia? Păi, patrona, ce faci cu ăla? Tu crezi că mai mănânc eu? Mănâncă urs. Mă mai mâncăm noi mâncarea aia, dar la alteri. Ce vrei, torunc? Băi, patroană. Eu astăzi nu mai fac mâncare. Și Bucureștiul mă mănâncă, ce facem? Pregătim Bucureștiul pentru judecată? Da. Da? Deci oamenii să fie acolo, da? Ai zis de oamenii acolo, afară? Uite ce prăjitură ai mâncat aseară și nu mi-ai lăsat și nimic. De ce ai mâncat-o toată? Ia cuțitul, patroană, mănânci și tu. Nu mai arăta cuțitul. Bă, prieten. Patroană. Cine e? Gata, prieten, m-am pupat, gata.